Bună ziua tuturor! Am revenit la Eforie Nord pentru a vă vorbi în cele ce urmează despre campionatul național pentru copii și juniori, dar de data aceasta de șah rapid. Dimineață am avut ultima rundă de șah clasic. Sunt maestru național al sportului Lejana Anușca Mădălina Maria și alături de maestru internațional Daniel Baratoși. O să începem cu clasamentul și cu rezultatele de la șah clasic. Bună, Daniel! Bună, Mădălina! Bine te-am regăsit! Bine, am revenit. Sunt entuziasmată pentru copiii care au reușit să ocupe aceste prime locuri la campionat. Dar, așa cum spuneam de dimineață, vă recomand tuturor să reveniți în forță și la următoarele competiții. Nu trebuie să vă demoralizați. Iată că și acum mai aveți încă două șanse la campionatul de șah clasic și campionatul de șah blitz. Însă, trebuie să felicităm câștigătorii. Avem acum rezultatele practic finale, nu? Aveam niște dubii, dar acum avem chiar clasamentele finale. Da. Tocmai de aceea ne-am gândit că este bine să le reluăm, ca să ne asigurăm că ce vă prezentăm sunt rezultatele finale verificate de arbitri și publicate pe site-ul chessresults.com. De asemenea, partidele live le puteți găsi pe site-ul chess.com și le puteți analiza, vizualiza și pregăti pentru următoarele eventuale turnee. Nu uitați, vă rugăm frumos, că avem rugămintea de a transmite partidele voastre preferate în calitate de medaliați la aceste categorii, comentate chiar de voi, pentru al treilea număr al revistei Federației Române de Șah. Avem deja primul număr și în curând, pe data de 1, vom avea și numărul al doilea. Abia aștept. În acest al doilea număr o să se regăsească și informații despre Campionatul Național de Seniori, care a avut loc tot aici, în Eforie Nord, în luna februarie, nu? În luna martie, cred că da, sau da, să nu mă înșel. Nu putea spune la începutul anului acesta. Mă asigur că este informația corectă. Dar cred că este foarte interesant să urmărim aceste partide, să înțelegem care este logica din spatele mutărilor jucătorilor noștri și astfel să ne putem pregăti cât mai bine pentru următoarele competiții. Avem clasamentul de la fete 8 ani cu 8 puncte din 9 posibile. De la CSS Ilfov câștigă Stănică Maria. Nu se pune problema de departajare pentru că are un punct în plus față de următoarea fetiță care a câștigat la sub 8 ani, Anistoroaiei Maria, de la Gambitul Damei Iași cu 7 puncte. La al treilea loc avem o situație specială în sensul în care am avut egalitate de puncte între două fetițe, acestea fiind departajate tocmai la al treilea criteriu de departajare. Este vorba de câștigătoarea locului 3, Avram Corbu Ioana, de la CSM Galați, iar pe locul 4, văduvă Anemona Raisa, de la CS Oxigen București. Le felicităm pe amândouă, așa cum spuneam mai devreme, nu trebuie să ne descurajăm, indiferent de locul pe care l-am luat. Și ce este foarte important de reamintit este că locurile, primele locuri decid la ce campionate doresc să participe. Ele vor fi anunțate de Federația Română de Șah, sau cel puțin până acum așa s-a procedat, ai auzit ceva diferit? Nici eu n-am auzit să existe vreo schimbare. Locul întâi va avea un termen în care va trebui să spună la care dintre campionatele internaționale dorește să participe și vorbim acum mai exact despre campionatul mondial, campionatul european, Uniunea
europeană, nu? Cupa Campionatul Uniunii Europene. Uniunii Europene, Și da. din câte știu eu, mai apar și alte competiții. Motiv pentru care țin minte că și locul 4 are oportunitatea de a participa la o competiție internațională, însă aceste lucruri vor fi anunțate în mod exact atunci când vom avea informații. Felicitări! Mergem la categoria de băieți 8 ani, unde cu 8 puncte din 9 posibile de la CSM Satu Mare câștigă Covaci Balaș. A căror partide foarte frumoase le-am urmărit. La un moment dat chiar am avut impresia că o să finalizeze turneul cu maximul de puncte. Cu 7 puncte și jumătate, la doar jumătate de punct distanță, de la Gambitul Damei și Politehnica Iași, câștigă casa cu Justin Nicolas. Din nou, locurile 3 și 4 au fost împărțite la egalitate de puncte de Apostol Are Ștefan, pe care l-am avut chiar astăzi alături de noi. Puteți să urmăriți interviul tot pe pagina Federației Române de Șah. Și Larion Justin, diferențiați fiind la 2 puncte și jumătate de criteriul numărul 1 de partajare, mai exact Buholtz. Felicitări tuturor și mergem la următoarea categorie. 10 ani, nu? 10 ani. Începem cu fete, fete 10 ani. Aici avem câștigătoarea turneului, favorita numărul 1 de concurs, Șunea Sara Maria, de la LPS Satu Mare și tinerii Lei Baia Mare. Cu 7 puncte, de data aceasta la egalitate de puncte cu locul 2, Crețescu Ema, de la CSU București, diferențiate fiind de un punct Buholtz. Pot să menționez de asemenea că și Sara, așa cum am spus mai devreme, dar și Ema erau numărul 1, respectiv numărul 2 de concurs. Deci, practic, ele au confirmat lista de start, să spun așa. Locul 3, la egalitate de puncte cu locul 4, din nou, și de data aceasta diferențiată de doar 0,5 puncte Buholtz, este ocupat de Dumitru Ruxandra Sofia, de la CSM Iași 2020, și locul 4, Trif Alaia Antonia, de la ACS Chess Family. Acesta e un club nou, din câte nu m-am auzit. Cu siguranță, da. Felicitări! Categoria de băieți 10 ani. Locul aici avem puțin de discutat, mai mult chiar de la locul întâi, deoarece primele trei locuri au fost toate trei la egalitate de puncte. 7 puncte din 9 posibile, departajați fiind de criteriul Buholtz în ceea ce privește locul 1 și locurile 2-3. Locul întâi, Stănică Andrei, de la CSS Ilfov. A avut 2 puncte față de ceilalți doi la primul criteriu de departajare, el fiind numărul 10 inițial de concurs. Locurile 2 și 3, în ordinea lor, Rusul Lucas și Tătar Marius Lucian, ACS International Chess Club și CSS Târgu Mureș. Și elevul lui Romeo Milu. Ambii au avut 39 de puncte Buholtz, dar au fost diferențiați la Sonneborg, diferență de 3 puncte. Avem ceva informații din sală? Sau? Da, am primit informații în mesaj privat. Family Clubul domnului Paraschiv și doamna Ionescu cu Angela Dragomirescu. Wow, ce frumos! Sună da. Frumos! Într-adevăr, familie, da. Într-adevăr, se potrivește acest nume. Mergem mai departe la fete 12 ani, felicităm pe băieții de la 10 ani și avem, după 9 runde, cu 8 puncte din 9 posibile, locul 1, Aldea Maria Antonia de la ACS Chess Masters, urmată de Bădică Ariana la 0,5 puncte distanță, adică 7,5 puncte de la CSM București, și Sida Flavia Maria de la CS Dinamo București cu 6,5 puncte.
O luptă foarte strânsă, dar ultimele două runde au decis clasamentul în mod cert. La băieți 12 ani, felicitări fetelor, băieți 12 ani sau mai corect open 12 ani am putea spune, avem după 9 runde cu 8 puncte câștigător Sava Robert Gabriel de la ACS Hannibal București, a urmat de Anghelescu Teodor Ștefan de la LPS Satu Mare cu 7,5 puncte și Tudor Henry Edward de la ACS Fianchetto Constanța cu 6,5 puncte, la egalitate cu Danilă Tudor, care avea tot 6,5 puncte, departajați fiind la un punct distanță de un punct distanță Buholz. Felicitări. Fete 14. Să nu mergem la 16, da, mai întâi 14, Mădălina, da. Iar săream o categorie. Știi că și de-a trecut am reușit. Se mai întâmplă oboseala, spune cuvântul și la noi. Sunt aproape una de cealaltă și atunci, cu gândul la fete mai mult, se poate întâmpla. Eu țin cu băieții și o să duc și eu la următoarea categorie. La fete 14 ani, șah clasic, campioana de anul acesta, dublând rezultatul de anul trecut, Iordache Alexia Andreea de la ACS Chess Masters cu 7,5 puncte. Locul 2, favorita numărul 1 a concursului, Maria Lia Alexandra de la CS Dinamo București cu 7 puncte. Și locul 3, favorita numărul 2 a concursului, Ștefan Iulia Cristiana de la CSS numărul 1 Timișoara cu 6,5 puncte. Nu avem situații de egalitate până în punctul acesta, așadar le felicităm și trecem mai departe la Open 14 ani. Unde câștigător cu 8 puncte din 9 de la CS Oxigen București, Cneje Vladimir Alexandru. Urmat de, atenție, 6,5 puncte, deci la un punct și jumătate distanță sunt 1, 2, 3, 4 jucători, iar după departajarea observ Buholz, respectiv Sonneborg, după caz, îi avem pe locul 2, Crăciun Sasha Matei, de la CS Otopeni, Magold Filip de la CS Dinamo București și locurile 4, hai să spun și mai departe, nu? Că dacă au fost la egalitate, Saioc David cu 6,5 puncte, locul 4 și locul 5, Sabarez Iulian, locul 6,5 de la ACS Pionii Regelui. Da, de la Alex Stegariu, nu? Da, și Saioc de la CSS numărul 2 București. Am greșit frumos. În transmisiunea de dimineață, am spus Andrei Rădulescu, dar este Alex Stegariu. Am spus cumva despre Alfil Pitești, dar e Pionii Regelui. Alex Stegariu l-a luat pe Sabarez. Foarte frumos. Mergem mai departe la fete 16 ani, după ce felicităm băieții de la 14 ani pentru rezultatele lor și după aceste 9 runde cu 8 puncte de la CSM București câștigă Puia Alexia Teodora cu 7 puncte la un punct distanță. O avem de la CSS numărul 1 Timișoara pe șchiopu Oana Magdalena și cu 6,5 puncte Sălăjan Ștefania LPS Satul Mare. Din câte am înțeles de la Uwe Nisipeanu, am vorbit cu el la masă, ne-a spus că el nu o să vină la interviu, dar o să o trimită pe Alexia să vorbească cu noi dacă o să aibă ocazia. Ne-ar plăcea să-i avem în studio pe cât posibil pe toți medaliații care nu au fost până la acest moment și își doresc să vorbească puțin cu noi. Bine, mi-ar fi plăcut să-l avem pe Dieter Nisipeanu, dar mi-a zis Uwe că nu poate să vină până la Eforie chiar acum, că a jucat Bundesliga și alte lucruri și am discutat și eu cu Dieter puțin și ar fi plăcut să fie aici un pic, să vorbească, să-i vadă pe copii, dar e puțin bolnav. Îi dorim însănătoșire grabnică lui Dieter. Am avut onoarea să am un interviu cu Dieter în toamna trecută. Da, am văzut. A fost emoționant. La
Open 16 ani, aici rămăsesem, nu? Da. Cu 6 puncte, atenție, cu 6,5 puncte avem 4 jucători. Îți dai seama? Am întâlnit cu Vereș Armand și cu tatălui, nu erau dezamăgiți de acest loc, au spus că este primul după linie, practic, deci e îmbucurător pentru viitor. Frumos din partea lui. Este o atitudine de învingător, nu? Apropo de interviul cu Dieter Nisipeanu, pe care vă recomand să-l ascultați, deoarece exact despre așa ceva a fost vorba. Zici că știai da, despre exact. Ce păi este nu, vorba adică și... m-am uitat la interviu. Am înțeles, pentru de mine, știai. Eu sunt cel mai mare fan Dieter Nisipeanu. Cred că mi-ar plăcea tare mult să-l vedem în lotul olimpic al României, nu al Germaniei neapărat, dar nu știu dacă va fi posibil. Știi cum e? Și eu am crescut, am avut onoarea să cresc pe lângă Dieter și cantonamente, să zic așa, în care ei se pregăteau echipa. Eram la Dinamo, toți, adică și eu, și eu, și eu. Așa, și am fost foarte emoționată când am luat acel interviu. Dar a ieșit foarte frumos. Dacă mergem mai departe, îl avem pe, în ordinea clasamentului, Angel Iulian Mihai, Filip Andrei, Creangă Robert Ionuț și Vereș Armand, toți cu 6,5 puncte, departajați fiind în mod clar de Buholz. Un punct pentru Angel, diferență față de locul 2, 0,5 puncte între locul 2 și 3 pentru Filip și un punct între Creangă, ocupantul locului 3 și Vereș Armand. Îi felicităm pe toți și trecem la categoria de fete 18 ani, unde au câștigat Lehaci Miruna, Obadă Emma și Trifoi Mihaela la egalitate cu Ciolacu Alessia Mihaela. Primele două clasate au avut 6,5 puncte. Atenție, la Buholz au avut exact același punctaj, 35,5 puncte, dar Miruna a adunat dintre aceste 35,5 puncte 33, în timp ce Emma a adunat 32,5. Deci, practic, o remiză făcută cu una dintre jucătoarele cu care Miruna a câștigat, cam așa aș calcula eu, aproximativ. Și Mihaela a avut un punct mai mult la Buholz. Mai departe am avea Open 18, le felicităm pe fete, iar la băieți 18 ani, locul întâi, un punct distanță față de locul 2, 7,5 puncte de la CSS Târgu Mureș, Ognean Mihnea Ionuț. Care este dublu legitimat și va juca pentru Baia Mare în Superliga, dacă bine știu. Uh-huh. Are nevoie și de o echipă de Superliga, practic, acest junior, deoarece acolo se joacă la cel mai înalt nivel și cumva mulți dintre acești jucători au și o echipă de Superliga pe lângă CSS-ul sau LPS-ul la care... Și mai mult, aș spune că orice echipă are nevoie de un jucător puternic, la fel ca Mihnea. Pentru da. Că în echipele de Superliga, ultima masă este de juniori. Bine, o să fiți plăcuți surprins să observați că sunt și juniori care joacă chiar mai în față de masa lor de juniori. Asta este altă poveste, ne bucurăm că lucrurile stau așa și aș continua după clasamentul, după Ognean Mihnea Ionuț, îl avem pe Antonică Dragoș Andrei cu 6,5 puncte, favorită numărul 1 acestei competiții, la egalitate cu locul 3, Antal Hunor Zoltan, tot cu 6,5 puncte. Departajați de criteriu al doilea de Sonneborg, 35,25 de puncte la 34,25 de puncte. Nu mai știu ce este acest Sonneborn Berger, am uitat complet ideea, dar tot deci, un criteriu... În timp ce, în cazul Buhoțului, ei toate punctele pe care adversarii tăi le-au făcut, indiferent de ce rezultat ai cu ei, la Sonneborg ei toate punctele doar dacă ai câștigat, jumătate dintre puncte dacă ai făcut remiză și nu iei niciun punct în cazul în care ai pierdut partida cu acesta.
Deci, practic, rezultatele tale au fost mai bune cu adversari mai puternici decât rezultatele celuilalt jucător. Am înțeles. Mulțumesc pentru clarificare. Și în ceea ce privește cluburile, așa cum spuneam, CSM Târgu Mureș, îmi spuneai tu că este dublu legitimat. Dragoș, CC Șah București cu ACS Smart Galați și Antal Hunor Zoltan, April Laioș Brașov, apropo de ce povestea domnul Nanu Ciprian. Acesta este liceul despre care vă vorbea și CS Dinamo București. Care este una dintre puținele cluburi care au clubul sediu practic în școală. Da. Deci este vorba despre un liceu care a deschis practic acest club de șah. În ceea ce privește fetele 20, cred că le-am citit și recitit. Da. Bine, erau clare deja cu o rundă înainte. Tocmai de aceea. În bucur Denisa Andrei, de la CS Dinamo București, Paraschiv Petronella Alexandra de la CSU Universitatea de Vest Timișoara, Angel Maria de la Palatul Copiilor Constanța și Dinamo București și Șchiopu Andrei Alexandra de la CSM București. Felicitări tuturor și o să încheiem cu clasamentul la Open 20 de ani, unde îi avem pe Ghimpu Samuel Timotei de la ACS Vados Arad și ACS Smart Galați cu 6,5. Vados Arad? Ia uite, magazinul de șah. Mâine o să revină. Am schimbat șepcuța între timp. Am luat o șepcuță de la șah, de la Alin Câmpeanu. Foarte drăguț. Da? Bravo! Da. Și cu 6 puncte, următorii doi clasați de la CSU Universitatea de Vest Timișoara și CS Politehnica Iași. Ei fiind departajați de criteriul de departajare Sonneborg-Berger, în diferență de 0,50 de puncte. Felicitări tuturor! Să sperăm că o să vă încurajeze aceste rezultate să mergeți mai departe și să vă pregătiți pentru următoarele competiții, indiferent că ele vor fi naționale sau internaționale. Nu uităm că există în curând un foarte mare concurs în București, la care vă invităm să participați, împotriva celor mai puternici juniori din partea Grand Prix, nu? Este această competiție. Am înțeles că locația va fi una superbă. Da, eu am avut onoarea să joc acum câțiva ani acolo, la un turneu închis. Cred că vorbim de Palatul Parlamentului, nu? Da. Una dintre cele mai frumoase clădiri din Europa. Da, un argument puternic pentru a participa la această competiție. Dacă nu, cel șahist. Și cred că este momentul să trecem mai departe. În mod normal, până în acest moment, ar fi trebuit să înceapă runda întâi de la Campionatul Național de Șah Rapid. Avem oare... Nu? Nu avem? Deocamdată nu. Va trebui, cred că, să revenim, să vedem ce se întâmplă în sală, dacă au dat drumul la partidă, dacă sunt camerele pornite. O să revenim cu informații. Oare, în acest caz, haideți să luăm o scurtă pauză, vă rog frumos, și revenim în curând. Mulțumesc!
care sunt jucătorii care sunt rundele pe care le avem în momentul de față. Avem în felul următor, la fete 8 ani, la masa 1, fet cu Amalia, cu Constantin, Ciuntu, Ane, Sofie. Este posibil ca la foarte multe dintre turnee să fie diferit, deoarece au mai venit copii care nu au participat la campionatele naționale de șah clasic. Masa a doua, Gavrila Anastasia Maria Stănică Maria. Masa a treia, Voicu Adelina Maria Grigore Melania Cristina. Cred că o să mă opresc așa la primele trei mese constant, în timp ce la băieți 8 ani avem la masa întâi Covaci Balaș cu Baltac Gabriel, Bercu Răzvan cu Cazacu Justin Nicolas și Aposturare Ștefan cu Bratul Cezar Florian. Fete 10 ani, da, te rog. Nu avem partide, dar avem imagini din sală. Putem să observăm că este mișcare destul de mare, așa este la șah rapid, să vedem la blitz cum o să fie atunci. Să termină mai repede partidele, da. Da, partidele se încheie mai repede, normal. Trebuie să ne mișcăm și noi mai repede. Uite, o să adopt și eu un alt stil pentru mine, dacă tot am schimbat puțin stilul și ai promis lui GNP că o să vii într-o altă, nu postură, dar cu un alt look, nu? Da, mâine. Eu mâine, nu, cred. Nu o să promit, apar cu diverse șepci, dar păi nu uite, cred că e... Ai făcut o schimbare, nu? Mai importantă. Fac, vin fără șapcă mâine la blitz, că nu o să pot decât aici să mă țin bine cu centura de siguranță, cum o să se joace 3 minute plus 2, nu? Da, da. Uite, la masa întâi o avem pe Șunea Sara Maria cu Tani Selina Omeș, pe care mi-aș fi dorit să-l văd, cred că ar fi fost interesant. La masa a doua, Dumitru Ruxandra Sofia cu Sas Aida și la masa a treia, Covaci Miruna Maria cu Deheleanu Alice. Open 10 ani, avem în momentul de față, la primele trei mese, Pană Bogdan Cristian cu Negrean Andrei, succes Gicuel, wow, Ioan Alain Georges, sper că am pronunțat corect, cu Moroiță Petru, Ionescu Matei Adrian cu Rusu Lucas. Le urăm succes tuturor. Fete 12 ani, avem runda 1, masa 1, Bădica Ariana cu Moruș Ana, Ilie Daria Elena cu Aldea Maria Antonia și Cotoroș Carina cu Argeanu Gabriela Flavia. Categoria de Open 12 ani, runda 1, Tudor Henry Edward cu Bălan Sebastian Andrei, Simina Alexandru Ioan cu Sava Robert Gabriel și Leu Dragoș Ștefan cu Matei Cătrună Andrei. Și în sfârșit la 14 ani avem live, nu? Începând cu categoria de 14 ani. Da, să vedem la fete sau? Fete 14 ani, masa 1 Maria Lia Alexandra cu Călugăreanu Ioana Denisa. Masa a doua, Matache Alexia, proaspăt venită la campionat, cu Ștefan Iulia Cristiana și Pârvan Maria cu mălăierul Alexandra Gabriela. Căutam partida Liei, dar nu o văd deocamdată. O văd pe Andrada Paraschiva Bără. Este tot acolo la această categorie sau mă înșel? Bun, dacă nu-ți propun să facem altfel, hai să luăm de la prima masă pe care o ai tu acolo. Așa, și să încerc eu să găsesc fostul, informații. L-am pe elevul meu, Gabriel Ancuța, cu Piesele Negre, împotriva el, acum a venit pentru Rapid, n-a fost la șah clasic Rapid și Blitz a venit să joace alături de familie și joacă împotriva lui Nedelcu, este prima. În schimb, avem cu imagini cu Alesia Ciolacu, care acum a câștigat partida. Să vedem dacă găsim această poziție. Alesia Ciolacu, ia să vedem. Mihaela Trifoi, ar trebui să fie aici. Miruna, Alesia cu Stefanie Mătăsaru, da, a câștigat Alesia. Uite, eu sunt curioasă dacă avem același lucru. La ce număr ai tu această partidă?
Este la mine la board 40, practic. 40, adică e ia masa să vedem. 40. Stefanie Mătăsaru cu Alessia. Deci avem același număr. Ok, da. Deci putem să ne orientăm și să ne ajutăm reciproc atunci. Da. Bun, trecem înapoi. A fost o poziție interesantă aici la cei doi. Cei doi sunt foarte buni prieteni, Nedelcu cu Ancuța, și poziția arată tot așa prietenește, cumva nebun de culori diferite. În schimb, Edi Ancuța se pare că-i bune probleme lui Nedelcu. Vine turn B2, damă F2, damă D4, șah, turn E8. E o poziție foarte dificilă și Nedelcu este clar favorit la rapid și blitz, un jucător foarte periculos. Cred că Edi Ancuța are șanse foarte bune să câștige această partidă. Ce părere ai? Are un pion în plus. Este dificil totuși cu poziția regelui și dame pe tablă, să vedem dacă dama din H7 mi se pare că e complet out of play, în afara jocului, nu cred că... Teoretic n-ar trebui să fie greu să o aduc în joc. Turn B2, damă F2, șah, da, îmi place negrul aici. Și timpul, uită-te la timp. 29 de secunde cu 25, va fi blitz. Doar tu vezi timpul. Am trecut la blitz, da. Deci trebuie să ne comunici. Dacă dai click pe partidă, o să vezi pe partea stângă. Da, încerc să caut și următoarele partide. Am senzația că nu avem pe Maria Lia, nici eu nu o găsesc. Maria Lia, Matache și Pârvan Maria. Da, o să, să reglementăm acest lucru și o să avem toate partidele pe chess.com la un moment dat, așa că nu vă faceți griji, deocamdată doar vrem să vă introducem în acțiune, să vedeți despre ce e vorba. La categoria de Open 14 ani l-am avea pe Magold Filip, la masa întâi cu Teodorov Eduard Ovidiu, Sandu Andrei Ștefan cu Cneje Vladimir Alexandru și Crăciun Sașa Matei cu Bilcu. Cu? Bilcu sau Bâlcu? Nu știu Marco exact. Octavian. Aceasta e, mai spune te rog prima masă. Magold Filip Teodorov. Magold Filip nu mi-apare. Da, deci ba da, Victor da? Magold, mi-apare Victor. Victor Magold, vezi, sunt invers trecute, de fapt. Victor cu Alexandru David Corcec, a venit și el la concurs, n-a fost nici el la clasic, din Reșița, dacă nu mă înșel. Tocmai îl văd pe Stoian, a venit și A, Stoian, da, da, m-am întâlnit cu ei și i-am urat felicitări și a zis că nu prea e cazul, că n-am mai jucat de foarte mult timp, dar știam de el că e un junior mai periculos și el așa, deci poate să facă o surpriză, de ce nu? Să vedem ce avem aici. A fost campion național până la urmă, nu? A câștigat Victor Magold, e o mutare turne 7, legătură, ia dama sau turnul și turnul din H3 apără dama din D3. Deci nu merge turne 1. Ok, o să merg mai departe, poate găsim ceva la fete 16 ani, unde campioana de la șah clasic, puia Alexia Teodora, joacă la masa întâi cu Benzedi, nu știu exact, dar care apostrof. Benzedi, Raluca, Elena. Da. Mulțumesc, mulțumesc pentru ajutor. Barile Ștefania joacă cu Juanca Alexia Ioana și Fileru Maria cu Petculescu. Fileru Maria, ia uzi, n-am mai văzut-o nici pe ea de ceva timp, ia. Este eleva lui Milu Romeo. Da, Alexia a dat mat. Alexia puia cu da, albul. Dat a dat mat. După aia ar trebui să găsim Barile Ștefana. De fapt, numele... Numele este după prenume, de aceea n-am găsit anumite... Deci, practic, trebuie să cauți Ștefana Barilă. Exact, am găsit. Nu. Cu Alexia Hoancă, se joacă la ultimele secunde la toate mese. Deci, practic, noi ne-am conectat la Blitz, cumva, la partea de Blitz din Rapid, așa că ne încălzim pentru zilele care vin de Blitz, nu? Trebuia sau ziua, scuză-mă. Zilele sau ziua de Blitz? Se joacă în ultima zi Blitz-ul sau până la urmă? Dragoș ne întreabă, Dragoș Aga, Universitatea Cluj, Universitatea Cluj ne întreabă dacă îi dăm și lui un link să vadă finalul meciului Alessia. A fost live? A fost, nu? Da, da. Îi dăm și lui link-ul imediat să găsească partida, parcă la 40 mi-ai spus, nu? Da. Aici.
Nu, și va găsi el, da. Păi da, de acolo sigur. Caut Dragoș, care mi-a plătit nu odată subscribe pe anumite canale pe Twitch, un foarte de treabă pe care nu-l cunosc susținător, personal. Susținător a tuturor streamerilor șahiști. Da, eu nu îl cunosc personal, sau poate îl cunosc, dar nu-mi dau seama, pur și simplu, dacă ne urmărește din Londra, în mod normal. Ah, din Londra, tot, ok. Tot ne amenință că o să vină la un campionat național sau un Open, dacă o să aibă liber. Să ne arate mușchi sau? Nu știu. La șah, mușchi, creierul lui, poate, este da. Este mare pasionat. Hai să vedem mai departe, avem și două, trei mesaje pe... Terminat și Rehac Miruna. Federației. Mult succes tuturor și o zi frumoasă. Mulțumim frumos pentru mesaje. Mergem mai departe la... Da, avem și Maria Fileru. Avem. Ia să vedem. Mă uitam că a dat mâna, a câștigat Miruna Lehac între timp. Maria Fileru avem cu Daria Silvana Petculescu. Diana. Diana Petculescu și unde este partida mai înainte? Am văzut-o. Hai să aici, vedem, uite, poate... Maria Fileru cu Diana Silvana Petculescu. Da. Uite, eu îți propun să ne organizăm în felul următor. Tu cauți în prima jumătate și eu caut în a doua și în felul ăsta poate găsim mai ușor. Că avem numere de la 1 la 46 și tu faci primele 23, eu fac de la 23 la, de la 24 la... Și poate așa, poate, poate, zic și eu. Aici ce avem? Tot ultimele secunde, foarte interesant. Cine joacă? Trebuie să ne spui că noi nu vedem. Maria Fileru cu Diana Silvana okay. Petculescu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pion egal. Un nebun care nu prea are câmpul. Wow, ce mutare, cale 5, șah. Oare da, a calculat da. Rege 4, nebun, B4, șah? Ce părere ai? Cred că e o ratare monumentală din partea jucătoarei cu piesele negre. Cred că i-a scăpat. Ups. I-a scăpat. Ups. A fost foarte frumos, frumoasă combinația cu gaură, de știi fapt, cum spuneam noi. Tocmai mă pregăteam să spun că nebunul ăla nu prea are câmpuri, și săracu. A venit pe B4 și a luat calul, da. N-am apucat să termin prepoziția. La Open 16 Maria, ani da? Avem runda 1, masa 1, Nedel cu Teodor Cosmin, cu Ancuța Eduard Gabriel. A câștigat Nedel cu în criză de timp. Am rămas aici, da, s-a mai jucat câteva mutări. Se pare că în criză de timp Gabriel Ancuța s-a emoționat puțin și a luat mat. Da. O se să-l mai cert întâmplă... mai târziu în ghilimele. Se mai întâmplă. La masa a doua, uite, apropo, avem un jucător de care vorbeam zilele trecute, Vișănescu Dragoș Nicolas cu Nastore Pavel Alexandru. Opa! Nastore, la 16 ani, da, am uitat bine. Da, am mai văzut, am discutat cu, ne-a spus domnul Nanu despre acest lucru. Acum a revenit la foarte categoria bine, lui de ne vârstă. Ne bucurăm să-l vedem. Eu am apreciat curajul și de la șah clasic. Este, știi care e singurul aspect care, să zic așa, mi-a atras atenția? Adevărul este că este o miză la aceste... la aceste campionate până la urmă și dacă joci la o altă categorie, le pierzi, că nu poți să speri să primești acele... Cum ar fi participarea la campionatul european mondial, nu poți să le soliciți dacă tu ai jucat în altă parte și cumva este un aspect important, nu? Bine, totuși mi se pare într-un fel nasol să iei acea responsabilitate, într-adevăr, despre care spunea domnul Nanu foarte bine, sau nu mai țin minte exact, pentru că și eu am pățit într-un an că un anume jucător, nu dau nume, juca într-o grupă de foc, pur și simplu cu vreo 6 jucători foarte buni, iar noi la 20 de ani eram 2. Și a venit la acea categorie, practic, și nu ne-a convenit acest lucru că a venit la acea categorie, deoarece inclusiv a încurcat mulți jucători care aveau șanse la medalie și era mult, mult mai bun decât ei. Inclusiv la acea vârstă, deci a sărit două categorii. Dacă are șanse la medalie, le are, dar problema este că aici era interesant dincolo cum le avea dacă juca în acea grupă de foc. Poate adevărul cum ai spus tu, că nu lua medalie și rata ceva, dar... Eu n-am spus asta. N-am spus că rata medalia, nu. Am spus doar că nu are șansa de a
avea pretenții la participarea la cantonament sau am înțeles. Participarea gratuită la campionatul european mondial, nu poți să nu lași câștigătorul competiției să fie înlocuit. Dar dacă aspectul financiar nu este o problemă pentru el, atunci... Am înțeles. Nu? Da, ți-am spus atunci... punctul meu de vedere. Am pățit-o și n-a fost plăcut pentru niciunul din categorie. Bun. Să mergem mai departe. Noi îi urăm din tot sufletul succes lui, precum și celorlalți jucători. Și la masa a treia îl avem pe Creangă Robert Ionuț cu Voicu Mihai. Între timp din sală îl văd pe Vâlcu Matei, să vedem partida lui Robert Creangă cu Voicu. Voicu tot la Blitz și la Rapid a venit. Nebun pe 1. Robert Creangă stă excelent, are un cal în centru, structura deficitară la negru, va câștiga probabil acest final, rege mult mai activ. Îl zăresc pe Busuioc Stelian, care știu că a fost medaliat în trecut și nu a fost prezent la șah clasic, îi urăm succes și lui. Cred că s-ar putea să avem chiar mai multe mese, dar acum dacă îi găsim pe ei, e foarte bine. Avem poziție nebun contra cal, însă pionii albului au încercat să ocupe, se pare, câmpuri negre, adică câmpuri de culoare opusă nebunului, care a rămas pe tablă, și atunci ne întrebăm dacă negru va reuși să facă ceva cu nebunul până la urmă, nu? Calul este bine pionii, mai ales pionii de pe culoarea nebunului sunt buni în acest final, să-l stânjenești. Nu e bine să-i pui pe toți pe alb, că pot fi și atacați ușor, dar și-a pus pionii pe negru, nu-i poate ataca nebunul. În schimb, pionii F3, G2 stau excelent să nu fie atacat doar baza, cumva pionul G2, dar uită-te la material. Țin minte că la un moment dat era și o vorbă în ceea ce privește poziția, adică ești în poziție de atac sau de apărare? Aici că dacă de atac, erai cu albul, într-o da. Poziție de atac, trebuia să așezi pionii într-un fel și dacă de apărare, ești de apărare în alt fel. Da, și... dar, că așteptăm cartea domnului Pavlov. Da. Cu capa blanca ne-a spus, el cred că a pus fundamentele principiilor finalurilor, dacă bine țin minte, și a spus că atunci când avem cal și adversarul are nebun, să încercăm să ne punem pionii pe culoarea nebunului opus ca să îl stânjenim, dacă se poate. Ce părere ai despre faptul că la fete 18 ani s-au terminat deja toate partidele? Wow! Și aș menționa câștigătoare Ciolacu Alessia, Lehaci Miruna, Obadă Emma, Batagal Ilinca, Stan Luciana Gabriela, Petrescu Andreea și Pătru Alexandra Ioana. Poziția din Vorniceanu Obadă, o furculiță, să-i spunem așa, că Alfe 4 a luat turnul, a cedat jucătoarea cu piesele albe. Iris Anaheia o avem aici. N-a jucat la clasic, am văzut că a venit la Rapid și Blitz și Ilinca Petra Batagan a câștigat partida. Bun. Ai spus încă de... Aș putea să spun chiar cu cine joacă între timp până găsești și alte partide, dacă ești de acord? Sau da, mai aștept? Trifoi Mihail a pierdut partida împotriva Andrei Petrescu. Nu o cunosc pe Andreea Petrescu. M-am apucat să citesc în zigzag, știi? Și am citit direct și mă pregăteam zic Trifoi, e un nume frumos. Până la urmă are medalie. Da, nu știu sigur, dar... La acea categorie a fost o luptă mare. În orice caz, primele două locuri au mers la Lehaci Miruna și Obadă Emma la egalitate de puncte și despărțite de, cred că, jumătate de punct sau ceva de genul ăsta la Buholț. Da, a fost o luptă. Și locul 3 nu mai țin minte exact cine l-a luat. Cred că Atena și Vâlcu Matei. Imaginile din sală sugerează acest lucru. Ia să vedem ce a fost aici. Vâlcu Matei cu piesele. Asta este categoria cu Ognean Mihnea, Ognean, Antonică, Capragiu, Ognean. Aici este partida. Da, Trifoi a luat locul 3. Tablan cu Vâlcu remiză. O mică surpriză, să spunem, nu mare, tot, da, nu e mare surpriză, dar o mică surpriză. La 18 ani te-ai dus? O până 18? Da, am văzut că a terminat cineva la masă. Revenim la categoria fetelor ar trebui sunt să gata, mergem. Sunt gata, la
18 ani, dacă vrei să ne să, ia să vedem. Facem prezentarea la 18 ani. Sunt pregătită. Spune prima masă. Masa întâi. Cabragiu Matei Ștefan cu Ognean Mihnea Ionuț, Antonică Dragoș Andrei și Vasilescu Rareș Cristian la masa a doua și Tăblan Matei Cristian și Vâlcu Matei Ștefan la masa a treia. Da, frumoasă poziția lui Mihnea Ognean, a blocat turnul pe G4 și după H5 va fi prins, a cedat sau nebun F3. Bine, oricum materialul arată bine pentru negru. Oare, nu știu dacă avem o altă imagine sau toate partidele sunt încheiate? Ah, cred că s-a terminat prima rundă în mare, da. Mai avem Antonică. Așteptăm. Cu răspunsurile. Rareș Cristian Vasilescu a câștigat Antonică. Matei Vârcu a făcut remiză împotriva lui Tablan. Da, deci nu mai sunt partide. Practic, în momentul de față, așteptăm ca arbitrii să pună aceste rezultate și să vină cu runda următoare. Tocmai de aceea vă propunem o scurtă pauză. Revenim.
ziua, am revenit și urmărim acum a doua rundă a campionatului național de șah la vii de juniori, copii și juniori. Asta vreau să spun. Până în 20 de ani. Și avem în față o partidă jucată între Mihai Iucu și Adam Peter Heia. E prima partidă pe care am găsit-o. Culmea, iar am nimerit la prima masă un elev cu negru, Heia Adam Peter. Data trecută a fost Gabriela Ancuța, acum e Adam la prima masă sau nu știu, cred că era prima masă, să verificăm, nu e 15. Iulian Angel cu Nedelcu la mine este prima partidă. A, deci Cosmin Nedelcu este favoritul principal al acestei discipline, să înțeleg. Categoria la prima de, masă de vedem. 14 ani, nu? 14 ani sau 16. 16 ani, cred. Da. Ia să vedem. Da. Runda a doua, la categoria de 16, Open 16 ani, îl avem pe Angel Iulian cu Nedelcu Teodor Cosmin. Într-adevăr, acesta din urmă este favoritul numărul 1 de concurs în ceea ce privește lista de start. Masa a doua, Nastor Pavel Alexandru cu un punct, joacă împotriva lui Roman Josef Attila Michael. Wow, stai puțin, aici e Iosef Attila, este un autor maghiar, dacă îți vine să crezi, și Michael Roman sau, nu-mi dau seama, e foarte interesant acest nume, trebuie să aflăm mai multe informații despre acest jucător, are și origini maghiare, ceva englezesc. Și dacă ne uităm la poziție, avem cel un puțin Sveșnikov. Sveșnikov este? Eu zic că da. Ia să vedem. Aha, am înțeles. Da, e. Mă rog, s-a intrat dintr-o altă ordine, dar nebun F4 și nebun G5, am jucat și eu această linie. Bun, și Sveșnikovului Carson cu negru, de ce nu? E chiar Carson expertul în Sveșnikov, pe lângă Evgeni Sveșnikov, bineînțeles. Da, nu, cal C2, cale 3, cal D5, în mod normal, ca să întărim calul din D5. Sau C4 e o altă variantă mai complexă, C3, cale 7 a fost folosită de mulți jucători în ultima vreme, să dăm afară imediat acel cal. Cal F6 și negru se bazează pe centru, exact asta am vrut să spun, D5, A4 și avem poziția de aici cu jucătorul cu piesele negre care se gândește cum să procedeze, E4 și va lua pionul din F5. Singura problema mea în această poziție este cu regele negrului, dacă, și dacă va face rocada va fi foarte slab, nu regele? Plasat, da. Aici este problema. Ce facem cu regele acela negru? Ok, poate pare plăcut să ai pionii legați în centru, dar atenție și la siguranța regelui. Avem o partidă în momentul de față jucată între Armand Vereș și Robert Ionuț Creangă. Hai să vedem ce se întâmplă în această poziție. Observăm o captură pe C3. Eu cred că a fost un Rosolimo cu nebun B5, hai să vedem, da, E4, C5, cal F3, nebun B5 și nebun C6, altă variantă jucată de Caruana Carson la campionatul mondial, s-a disputat în primele partide o adevărată luptă în această variantă, Carson a câștigat, de aceea Caruana a trecut la Siciliana deschisă. Uite, o mutare ciudată pe care a trebuit să o explicăm cumva, nebun C3 șah, mi se pare puțin exagerată această mutare, să dublezi pionii și să-ți dai nebunul din G7, dar poate că jucătorul cu piesele negre cunoaște mai bine planurile decât mine în această structură, care mie personal nu-mi place cu negru, da, cu albul, scuză-mă. Uneori, unii jucători aleg planul care poate nouă nu ne sunt tocmai nu știu, plăcute, nu le preferăm, da. Da, e o chestiune de gust cumva, de multe ori și de personalitate și de stil, da, corect. Exact. Și experiență până la urmă, că dacă am avut experiență într-o anumită poziție, normal că mă simt comod să joc în respectiva variantă. Cal H2, F4, pare promițător pentru Armand, o să vedem ce se va întâmpla aici.
Avem o altă partidă, Andrei Filip cu Alexandru Sachilaru, elevul lui Filip Lucian și băiatul lui Filip Lucian împotriva elevului lui Andrei Strățescu, o luptă interesantă. Da, Andrei Strățescu și antrenează. Da, cred că știe toată lumea până în acest moment acest lucru. Din nou, coloana C pare să fie de interes pentru alb. Pionii dublați C6 și C7 la prima vedere par pioni slabi. Dacă negru nu reușește să scape de ei, o să aibă eventuale neplăceri, cel mai probabil, mai târziu. Pătrundere pentru o trambulină pentru turnul din F8 nu avem din cauza pionului din E5. Ce poziție preferi, Daniel, în această situație? Sincer să fiu, prefer poziția, cred că a fost E4, E5, că altfel treceva Max Lange, da, exact, cu nebun B5, această variantă jucată de Wesley Soș a fost azi cineva care a jucat acest lucru. Prefer negru, sincer să fiu, perechea de nebun și posibilități de atac. Consider că pionul C6 e prea puțin important momentan, e bine apărat. Și vine un F4, G5, G4, turn G8, ceva rege H8. Consider că negru are șanse bune de atac, de mat chiar. E o părere personală. Da, adevărul este că nu știu cum aș putea să opresc G5 chiar nu e. Consider că albul cumva a greșit la un moment dat aici. Un fel de G4. G5, da. Pentru cei care ne urmăresc și sunt pasionați de subiect. Și Harry the H-Pawn o să vină la un moment dat, al lui Simon Williams sau Ginger GM, G5, H5, G4, da, e. Prefer negru. Mergem mai departe. Ia să vedem, Andrei Damian Tablan, elevul lui Filip Lucian, cu Daniel Dumitrescu. Ce pioni frumoși la Burdone ar fi încântat de această structură, C4 de 3 E4, are o partidă absolut senzațională în care rămâne fără damă și ajung pionii D2, E2, F2, nu știu dacă o știi, din anii 1800 sau ceva de genul ăsta, absolut senzațional, Filidor ar fi mândru iarăși. Dacă îmi permiți, aș menționa faptul că cei doi joacă în momentul de față la masa 5-a, amândoi având un punct. Da, cred că negru va câștiga această partidă. Pionii lui sunt mult mai avansați și pionii C3, B4, A5 nu avansează din cauza turnurilor active. Reușești să pătrunzi? Rege 4, rege 3, da, rege 4, turn F6, șah, rege 3, 0-1, Gigi, cum spunem noi. Dar dacă stau așa, ce-mi faci? Pe joc rege 4, turn F6, șah acum, n-ai ce să faci, vine rege 3 și gata. Nu mergea să joc, era prea. Wow, mai frumos din partea lui Dumitrescu, turn F6 cu rege 4, gata, opa. Sau n-a fost atât de frumos? A fost frumos, nu știu dacă a fost corect, dar frumos, dar nu prea. Bine, rege E6, D5, E4, vine cu regele, acum face un romb. Da, pare că negru reușește totuși să câștige poziția aceasta. E așa de câștigată poziția, turn F5, turn F1, e mai simplu, da. Bine, acum are A6, mare atenție, nu e atât de clar, n-a jucat prea bine, dar... Trebuia să vină, a vrut să joace frumos, dar... Trebuia să vină direct. Bine, și uite-te cât timp are, 14 minute, aproape 15 jucătorul cu piesele negre. A, gata, s-a câștigat aici, ok, am înțeles. Ai Cristian... văzut că găsise altă variantă rapidă. Da, a luat pionul de pe E2 să scăpăm de el și... Cristian Daniel Oltean împotriva lui Rareș Andrei Melinte. Cred că tot la rapid a venit și el, nu l-am văzut sau poate mă înșel. Aici perechea de nebun e ok pentru alb, deoarece nebunul din E6 arată ca un pion. Mi se pare că ne oferă mai multă satisfacție aceste partide, parcă se întâmplă lucruri mai, da, mai rapid, mai, mai interesante. Da, uite, și la Blitz va fi într-adevăr spectacol total. La Blitz o să fie într-adevăr ceva special. Trebuie văzut dacă albul reușește să protejeze acel pion din C6 sau nu. Ce părere ai? Un pion important, cred. Cred că va veni cald de 4 la următoarea dacă nu e atent negru și nu pune turnul pe A8, să zicem. Da, atunci... e greu de crezut că nu o să pună totuși turnul pe A8. Pare o mutare 100% naturală și
rapid de făcut. Bine, sau îmi scapă șase... ceva. Bine, păi, damă ia la ce șase, apăr și turnul. Cal de patru, furculiță, e interesant, nu? Da, da, mă duc pe B7, îți atac și eu turnul din A6. Și da, turn A8, dama A8, cal B5, turn în plus, da. Deci înseamnă că totuși negru trebuie să aibă grijă aici. Nu merge turn A8, poate turn C8? Turn C8, da. Bine, cal D4 nu face mare lucru, că nu vrei să iei doar nebunul, dar aper pionul. Mi se pare că nu e avantaj totuși la Oltean, e o poziție disputată. Deci renunț la poziția albului sau... Prefer, zic sau că alegi poziția negrului. Zic că e echilibrat, adică nu văd un avantaj. Nebuna 7 mi se pare ușor artificială, sincer să fiu. Depinde foarte mult de pionul C6, rezistă sau dacă, nu. Da, exact. Cred că este de fapt cheia pentru alb. Dacă nu rezistă, poate să piardă partida, da. Uite-te și ce nebun vesel avem pe E6. O, asta ziceam, dacă e ca un pion, da. Scuze, e... mă uitam pe listă, dacă cum ai spus, înseamnă că am ratat. Dar nebun C8 mai amenință, da. Pion înalt îl găsim în cărțile de specialitate. Pion înalt, da. Pionul înalt. Uite, asta nu o știam, am învățat și eu ceva, nu? Am o carte acum pe care o studiez cu elevii mei. Aici Mihnea Constantin Costescu cu Teodor Mihnea Voicu. Până acum era aproape simetric, acum a venit un dezechilibru, nebun contra cal. Deci iar pereche de nebun, poziție mai bună pentru negru, aș spune. Cal vine pe D5, bănuiesc este destul de relaxat, sau chiar A4, ar fi tentant dacă pică pionul de pe 5. Dacă nu pică, nu-l punem acolo. Cal E2, cal A4, cal C4, iar e o variantă după cal E2, nu? Da, îmi place, da, cal E2, uite, parcă, ia să vedem bine, cal C4 sau cal A4, ia. Păi cred că rege E2 e forțat. Păi la cal C4 nu ceva material, turnia și regea? Unde? Nu, ignoră-mă. Rege E2, cal C4 și, da, uite, vezi, m-a ascultat jucătorul cu piesele negre la cal A4, cred că e jucat nebun de 4 și calul de pe A4 rămânea complet blocat, da. Acum acest cal de pe C4 e cimentat bine acolo și deranjează pionul A3 și E5. Și C5. Amenință turn C5. Negru stă clar mai bine. Nu mi-ai spus sau am uitat eu, scuză-mă, te rog frumos. Cine a jucat partida asta? Mihnea Constantin Costescu cu Teodor Mihnea Voicu. Asta înseamnă masa 7-a. Da. Ambii cu un punct. Da. Și ar mai fi tot cu un punct. Radu Țâmpe a câștigat partida împotriva lui Raul Emanuel Popovici. Deci asta înseamnă cu două puncte. Radu. Da, negru nu a apucat să facă rocada și pierde nebunul din E5. După damă pleacă nebun C6, Țâmpe, Radu câștigă. Andrei Cristian Jitea cu Justin Toma. Jitea, au venit și ei la rapid. Asta înseamnă că Andrei Cristian are jumătate de punct la masa 9 și Justin un punct la masa 9. Scuză-mă că te întrerup, Mădălina, ceva mesaje pe Facebook ne-au venit sau da, ne contactează oamenii între timp? Sau... Voiam să închei cu... Dacă aveți vreo solicitare, vă rugăm frumos să ne transmiteți. Voiam să închei cu un mesaj frumos pe care l-am primit. Dacă vrei, îl citesc acum, cum vrei tu. La sfârșit să păstrez surpriza. Mario Andrei Roșca cu Ambar David Kumar de la Tinerii Lei Baia Mare. Ia să vedem ce avem în această poziție. O poziție aproape simetrică, e chiar în oglindă. Structura de pion e fix în oglindă, dacă ne uităm, dar turnurile albului stau mult, mult mai bine și amenință turn 1 la E3, urmat de damă E2 cu presiune mare pe coloana E. Cred că legătura asta va durea pe termen lung pe coloana E. Albul are turnurile mai... rege H8, nu miroase bine, nu știu ce să spun. Idei de nebun pleacă și damă H7 îmi fac cu ochiul. Observând consecința plecării de pe G8 și H7 le este liber. Da, îmi place poziția albului, sincer să fiu. Mi se pare că negru e înghesuit.
nebun undeva, F1, dama H7, aș încerca G3, F4, F5, chiar acum, G3, F4, nu? Stai puțin, dama are loc pe F6, am înțeles. G3, dama F6, F4 aș juca eu, să dau drumul la pion și să vin să-ți iau spațiu, G4, F5, nu? Da, vin cu spațiu peste tine, da. Știu, mă gândesc și la regele alb, că poate și el să fie. Da, dacă problema e că, așa mulți pion... dacă unde vii cu dama, că dacă nu vii pe F6, nu... Da, păi nu văd unde intră negru, da. G3, F4, rege G2, da, albul stă excelent. De exemplu, dacă cumva vrei să joci... Nu. Dar vreau să joc G3, dama F6, nebun F1 și să încerc să intru pe H7 mai întâi, rege G8 la loc sau... Păi și la nebun F1 nu apuc să reacționez? A, și asta e bună. Turn F3 amenință acum. O trambulină, da. Ce faci cu dama, te întreb? Da, asta e o întrebare, dar dama H4 are în continuare, da. Deci dama nu e prinsă, dar situația e delicată, da, pentru că aceste turnuri din spatele nebunului, practic, sunt piese slabe la negru. Turnul E7, turnul E8, în timp ce n-au spațiu turnurile din spatele nebunului. E ok. Avem o altă partidă, da, ia să vedem. Iar îl avem pe elevul meu care e aproape pregătit să dea mat. Văd că e așa pus pe coloana H. Trebuie să ne spui un nume pentru că nu știm cine este. Eduard Gabriel Ancuța cu Stelian Marian Busuioc. Ok. Cred că negru este pulverizat, scos de pe tablă imediat. Dama H7, turn F4, turn H4, nici nu știu de unde să dau mat. În ce direcție să-ți dau mat? Vine F5, F6, e gata, e 1-0 aici, probabil. Ambii, în momentul de față, au jumătate de punct. Deci sunt la masa a 11. Jumătate de punct înseamnă că Eduard Gabriel Ancuța a făcut remiză cu Nedelcu în prima rundă. Mie mi-a părut că a pierdut. Nedelcu are un punct, înseamnă că... nu, țineam eu mouse-ul. E 0, da, a câștigat Nedelcu prin mat, da. Era mouse-ul meu fix deasupra și am citit de mai sus. Deci, Ancuța are 0 puncte în momentul de față și Busuioc jumătate de punct. Da. Da, Edi Ancuța va câștiga, sunt aproape convins. Cristian Pârvu cu Dragoș Nicola Sfișănescu. Masa 12. Da. Da, aici sunt comasați sau joacă astăzi doar 14, cred că. 16, 18, 20, nu? Pentru live-uri avem în momentul de față grupele 16 și 18. Am înțeles. 16... Open 16, Open 18, Fete 16, Fete 18. Este greu la aceste competiții să aranjez live-urile pentru mai multe categorii de vârstă, deoarece timpul este foarte scurt, iar copiii ar fi trebuit să alerge dintr-o parte în alta și gândește-te acolo unde sunt 3 minute cu 2 secunde să fie alergat copiii de 8 ani dintr-o parte în cealaltă. Vă imaginați că era destul de dificil și nu e tocmai ce ne-am dorit să facem șah alergări la ultimele competiții, ci ne dorim să ne bucurăm totuși de șah, chiar dacă nu putem să îi urmărim pe toți live. O să ne bucurăm să citim rezultatele acestora. Mai avem partide de aici? Da. Următoarea partidă. Mihai Voicu cu Dimitrie Miron. Negru este complet câștigat. Vine a 2-1, damă și GG. Deci toate aceste partide sunt la Open 16. Da. Radu Andrei Grigore cu Răzvan Gabriel Chivu. A câștigat Răzvan Gabriel Chivu. Suntem tot la aceeași categorie. Da. Stai un pic. Da. Mihai Iucu cu Adam Peter Heia. Da, tot aici. O poziție super interesantă. Două turnuri nebun contra damă și câțiva pion. Ce părere ai? Cine va câștiga aici? Este nebun E6 acum.
nasol moment. Gândește-te că este dificil să joci cu dama. Da, acum, dacă n-ar fi nebune 6, n-ar fi rău pentru mine, dar având nebune 6, mie și pe F7, dar de ce, nu înțeleg de ce Adam nu a plecat cu regele de pe G7, nu prea avea unde. Și cum e? Oricum, a fi aici, cred că poți să speri doar să dai un șah etern, că mai mult de atât. Ah, dar stai, mă, de ce n-a jucat dama H5 șah? Și să ia pionul pur și simplu. A, tură F3. Bine, e 5, turnul e legat. Bine, pică pe F7, dar e dificil pentru că cele trei piese colaborează mult mai bine decât dama cu pionii. Deci... Da, nu, la E5 în joc pur și simplu... A, scuză-mă. Da, nu e ok. Dat deja nu, dincolo. Nu, mă gândeam că pot să... Da, dați pe F7, da, e, nu e... Nu știu că dacă joc E4, trebuie să eu am grijă totuși la legătură. O să joc rege E3 după aceea sau rege E1 și da... Cele trei piese sunt... S-ar putea să fi fost nevoie să jucăm turne 7. Ia uite ce a făcut, așa a făcut. Frumos. Acum la turn F3, într-adevăr, dama E5 șah, tură E3, dama H5, șah etern sau dama B2 șah, da? Da, dar acum, în schimb, regele s-a ascuns și turnul din D7 păzește câmpul D1. Ok. O poziție grea pentru Adam. Un alt elev de-al meu, David Donici Maier, a câștigat partida cu Flavius Ovidius Sida. Ok, a fost un șah cal și a cedat. Ioan Radu Dima, suntem la altă categorie? Nu, sau tot? Aceeași categorie. Tudor Grosu, aici da. În schimb dama a câștigat, după turn B8 vine dama C7, șah turn. Deci câștigă Ioan Radu Dima. Raul Ștefan Cuvinciuc cu Daniel Alexandru Dobre. Da. Aici negrul câștigă, Daniel Alexandru Dobre câștigă. Și am ajuns la Ștefania Sălăjan cu Alexia Teodora Puia. Ia uzi. Ce meci avem aici, deci, Mădălina? Am trecut la fete 16 ani, nu? Da, și ce meci? Un meci dificil pentru cele două jucătoare medaliate la șah clasic, în care albul pare să aibă o structură deficitară, mă rog, la prima vedere. La prima vedere, Alexia stă clar mai bine, dacă nu este cumva câștigată deja, dar după ce ia pionul de pe D5 e foarte greu pentru alb să mai facă ceva, da? Am putea să mergem mai departe, bun. Cred. Amândouă aveau un punct. Aici la Bianca Alina Băureanu cu Maria Fileru. Nu știu ce se întâmplă, mergem mai departe. Avem Oana Magdalena Șchiopu cu Raluca Moldovanu. Ia uite, un final de turnuri. Eu cred că este câștigat de această dată. Dacă pionul ar fi pe F5, nu ar fi atât de clar, dar fiind pe E5 este o nouă țintă de atac pentru alb pe lângă acel pion A. Cred că planul de joc ar trebui să fie relativ simplu. Mai ales cu regele pe H8 nu mi se pare că e greu pentru alb să facă gândeam ceva. Ca să nu cumva să te lasă ei nici măcar în G2, ți-aș fi jucat un H4, rege H3. Da, și G4 după aceea. De ce nu ai dreptate? A, nu îmi place nu, această mutare, turn A8 șah. Voiam să joc G3 ca să... Oh, da. nu, pionul pe A7. Asta este o idee foarte rea pentru alb. Este cumva regele tău nu mai poate sprijini turnul și pionul. Am învățat asta pe calea mai grea. Eu cred că aveai dreptate. H4. Eu aș fi jucat aici H4. Rege H3. Rege G4. H3. Eu n-aș fi jucat G4. Mă gândeam să joc G3 ca să pot să joc rege G4 și să țin, dar să nu-mi dea H5. Ah, și joacă H6 la rege G4. Asta nu mi-a plăcut. Aha. Și atunci... nu poți să-ți dau... Stai, dacă joci H6, nu poți să-ți dau H5, de exemplu? Ba da, și intri prin F5, dar dacă pun 4. Și eu, dacă pune turnul pe A4 negru. Vrei și tu să faci treburi din astea? Eu am vrut să joc H4, rege H3, G4, H5, H6 și după aia să intru cu regele. Mm-hmm. Da, interesant, dar la H4 oare nu poate să-ți joace H5? Și atunci intru, cum? Acum H4, rege H3, când da? Când joci H4 și așa, să-ți joace H5. Și G4? Și și da. Stai că mă gândesc, nu-ți iau, trebuie să-mi iei tu. Da, dar știi...
cred că sacrifici pionul din, de pe A6-a pentru și pionii și iau pe E7 și H7, da? Și rămâi. Oricum, finalul este greu. Dar nu, nu așa, deci e foarte nasol că merge acest lucru doar dacă turnul tău se duce pe H, A, B, C, D, F, G, H, G, H, I8, dar nu ai acest câmp, din păcate. Dacă vrei, intrăm la șah în 4 și acolo. Da, poate, acolo se poate orice. Poate da, e în condițiile în care regele ar fi pe linia 7-a, pe E7, D7, ar merge acest lucru, că avem acea manevră cu turn H8 și șah, dar aici mi se pare că e neinspirată Oana. Și uite, a venit această mutare, turn A4, cum spuneam noi, și aici mai a vrut să vină pe E4, am înțeles, bun. Ia uite cum vine Oana cu regele și tot s-a ajuns în această poziție după H4. Eu cred că albul va câștiga, ce părere ai? Nu mai are ce să mute. A câștigat Oana. S-a dus cu, a jucat H5. Stai, încet să înțelegem și noi, nu mai are unde aici, să pună regele. Aici a jucat mutarea H5, cea mai neinspirată mutare posibilă, H4, și acum n-ai unde să duci regele. I-a scăpat cumva, cred. I-a scăpat mouse-ul. A fost mouse slip. Mouse slip. Ia să duc în H6, da. A alunecat. Bâra Andrada a dat un mat de toată frumusețea, transformând a doua regină. Regele F4, wow! Și două regine pe tablă ne aduce aminte de perioada romantică a șahului, când jucau Andersen cu Kiseritsky, partida nemuritoare. Deci vorbim despre Șchiopu Oana? Nu, Șchiopu Oana a câștigat, Andreea Cristina Tătaru cu Andrada Paraschiva Bâră. Ok. Deci până aici am avut, toate fetele de până aici au avut un punct. Și acum trecem la următoarele două mese cu jumătate de punct. Ia să vedem. Alexia Ioana Hoancă cu Andreea Alexandra Roncea, nu? Wow! Ce structură de pioni are albul. Stă clar mai bine. Ce regi interesanți au ambele părți. Pare să fi fost o italiană cu... a fost... E4, E5, calce 3, E3, ok, wow, i-a prins nebunul, da, a greșit negru. Știți cum e, suntem la rapid, la blitz, totul este posibil, deci... Da, dar i-a luat perechea și nebunul din C5 e sufletul partidei în italiană, n-ai unde să fugi, a trebuit și i-a luat nebunul. Da, asta D6 a fost total neinspirată din partea. Trebuia să joace cal C6, cal F6, ca la cal A4 să aibă nebune 7 și să se retragă. Știi? Da, A6, nebun A7, da, exact, ai dreptat. Ana, ne-ar fi plăcut A6 în poziția asta, nu e... Ne-ar fi plăcut să vedem aici o manevră dama F6 ca în partida celebrului Charlie cu XQC, cei doi streameri în PogChamp au jucat treaba asta, dama F6, dama F2 mat, dar nu era cazul la această partida Alexei Hoancă. Da, Alexia Hoancă știe construcția ta. Uite-te ce manevră frumoasă face din nebun. Nebun F3, nebun D1, nebun B3 și a repoziționat nebunul. Eu cred că după nebun D5, turn H1, da, e câștigată Alexia. Avem? Diana Moisi cu Ștefana Moisi cu Ștefana Barila. Jumătate de punct amândouă. Diana câștigă cel mai probabil cu pionul A, dar nu sunt sigur, deoarece și negru are 3 contra 1 pe flancul regelui. Trebuie să ne gândim totuși că avem un nebun care este mai bun decât cal în mod normal, dar avem o colaborare între turn cal și turn nebun. Cred că rege C5 e mutarea la rege D5, cal B4, șah e ușor neplăcută, dar rege C5 e. A, rege C4... A, ok, cal E5, rege B4, nu? Cal E5, șah, rege B4, albul stă ceva mai bine, dar nu știm ce se va întâmpla, să mergem mai departe, să vedem cât mai multe poziții.
Anisia Spiridon câștigă împotriva Dianei Silvana Petculescu. Alexandra Paraschiv împotriva Otiliei Elena Echimescu. A fost? A câștigat Alexandra Paraschiv printr-un mat de toată frumusețea. Și Raluca Elena. Raluca Elena Benzedi, Delia Maria Panfil. Așa, avem o poziție cu 3 pion pentru un turn și un pion. Și o să avem în curând un invitat din câte pare. Am înțeles că trebuie să luăm o scurtă pauză. Bun, și revenim în câteva minute.
seara. Bună seara, am revenit și iată că avem un invitat de care ne bucurăm și anume o avem alături de noi pe medaliata cu bronz la categoria de 8 ani la șah clasic, Ioana Avram Corbu. Bine ai venit, Ioana! Bună seara! În momentul de față ai două puncte din două. Da. Chiar și la șah clasic ai avut un parcurs foarte frumos, să știi că te-am urmărit tot timpul. Mulțumesc. Ne bucurăm să vedem copii ca tine care lucrează și doresc tot timpul să se perfecționeze. Observ că ești și foarte curajoasă. Și apreciez acest lucru. Vreau să întreb, cum ai început să joci șah? Păi, prima oară am început să fac șah cu domnul jucăru Lucian la Palatul Copiilor, câteva exerciții. Așa. Uh-huh. După am făcut un an și jumătate cu domnul Smărândoi online, pentru că atunci era... nevoie, da? Da. La domnul Smărândoiu, dar cunosc și pe dânsul, e un domn foarte de treabă, care ajută copii. Da. După am mai făcut câțiva ani cu domnul Jugaru și am început să fac cu domnul Dumbi. Fac de un an și jumătate, da? Cred. Și după am început să progresez la șah cu multe campionate. Și vreau să te întreb ceva. Ai studiat cartea domnului Cetăraș cu Văcuța? Sau încă nu. Încă nu, dar domnul Dombiț va face cunoștință pentru că el a tradus acea carte în limba maghiară. Cred că deja pentru ea nu mai este potrivită cartea cu Văcuța, cred că poate să treacă la urma, la tablă, la următoarea, nu? La cea cu tabla de șah. Da. Că nu mai este momentul pentru prima carte. La cum am văzut partidele, chiar runda 8-a este o partidă foarte frumoasă de la șah clasic. Să știi că am apreciat-o. Ce te-aș mai întreba eu, cum te-ai simțit la această competiție? M-am simțit foarte bine pentru că am jucat cu niște adversare care mi-au făcut câteva surprize, dar am putut să le înving. Felicitări! Foarte bine, felicitări! Foarte frumos atitudinea ta față de adversarele pe care le ai. Știu că Dombi tot timpul are un respect și o atenție specială pentru fair play și sunt convinsă că așa cum și el se plasează din acest punct de vedere, așa te pregătește și pe tine, precum și pe ceilalți elevi cu care lucrează. Am primit un mesaj, ne spune că a lucrat din acea carte cu tine, dar n-ai știut tu despre acest lucru. E cu noi? Da, avem informații. Era inevitabil să lucreze din acea carte, deci da, dacă tot a și tradus-o în limba maghiară, cu siguranță știe și în limba română foarte bine acea carte, da? Avem informații live de la el. De la antrenorul tău, care este alături de noi în fiecare zi. Cine te susține din familie la această competiție? Bunicul meu, care este lângă mine. Și mama mea, care... Luați microfonul meu. Și mama mea, care a venit într-o zi la noi și mi-a dat câteva instrucțiuni ca să pot să joc mai agresiv, să câștig câteva partide. Am înțeles, deci ai sfaturi din toate direcțiile, practic, da, frumos. Să înțeleg că mama știe să joace șah sau bunicul știe să joace șah? Amândoi. Amândoi, deci amândoi te pot ajuta și susține în această direcție, nu? Da. Foarte bine. Te-aș mai întreba, de asemenea, dacă ai alte pasiuni în afară de șah. Păi, mai fac în weekend not, mai fac și engleză, dar... Ce mai mult din toate ele îmi place șahul, pentru că este jocul minții și poți să-ți faci mintea mai ageră. Și pian. Foarte frumos. Da, și pian. Și pian și tu și Aldea Maria, frumos. Să știi că sunt foarte mulți copii care studiază pianul și cântă chiar foarte, foarte frumos. Acum, în altă ordine de idei, să știi că am găsit, de asemenea, un studiu care demonstra legătura strânsă dintre șah și pian și cum aceste două se ajută una pe cealaltă.
Deci, îmi pare rău că nu reușesc să-l mai găsesc în momentul de față, chiar l-am căutat, dar l-am citit la momentul respectiv când făceam lucrarea de disertație și nu îmi folosea în momentul respectiv, acum mi-ar fi folosit. Ea cred că face sinfonie cu cai, cu nebunii între timp. Nu? Combinăm cele două lucruri. Frumos! Foarte da. Bine. Dar ne-ai spus foarte multe activități. Reușești să le împaci pe toate? Și păi școala, da. Și pasiunile celelalte, și șahul. Fantastic. Felicitări. Acum am și o curiozitate. Dacă ar fi să spunem un număr de ore între șah și celelalte activități, cum stăm? Ai un număr egal de ore și celelalte activități total la un loc sunt într-un echilibru? Faci mai mult șah? Cum? Nu, e echilibrată. Da, exact, pentru că șahul mă pregătesc pentru niște campionate pe care o să le am după acest campionat. La anul nu prea am cum să mă pregătesc pentru că nu am piscină acasă. Mai dificil. Da. Și nu e momentul de vară. Să ieși că te duci la mare și noți. Școala merge foarte bine. Da? Și de engleză nu prea mă ocup așa, să zic într-un fel, pentru că știu engleză, n-am ce să învăț. Do you speak English? Yes. Corect. Eu nu am curaj să încep să vorbesc pe engleză, nu e neapărat punctul meu forte. Eram pe live TV la un moment dat pe chess.com, trebuia să uita Nakamura la noi și da, nu ne înțelegea. Acum nu se mai uită la noi, uite, este live, așa că nu, rămânem pe limba română, că ne descurcăm, da. Ne descurcăm și așa. Mă bucur să văd că te ocupi de toate aceste pasiuni ale tale, că ai timp suficient să te ocupi de toate și inclusiv de școală, pentru că asta este foarte important. Voiam să te întreb care crezi că sunt beneficiile pe care ți le aduce șahul. Deja mi-ai răspuns adineori, așa că nu o să mai insist. Am să-l rog pe bunicul, dacă îmi permite, să mă povestească el care ar fi motivele pentru care ați ales să dedicați mai mult timp șahului în momentul de față. Eu am jucat în copilărie și a rămas cu pasiunea asta și dacă ea a vrut, am ajuns aici. Am înțeles. E locul 3. Reușiți să o ajutați în ceea ce privește antrenamentul cel individual? Da. Da. Bine, joc cu ea, în sensul ăsta, dar acest lucru este, repet, cum s-ar spune, mai bine zis, schemele. Ce anume faceți cu bunicul când jucați partidă? Care e rezultatul? Da, de care este scorul? Uneori mă mai bate, numai că uneori eu cred că bunicul meu uneori nu este atent și îi dau mat. Am înțeles. Se mai întâmplă, da. Cred, da. Păi să știi cum trebuie să faci dacă se întâmplă după aia să câștigi prea des? Mai scoți câte o piesă de pe tablă. Curățenie. Sau ce mai făceam eu cu tata la un moment dat, mai tăiam din timp. Îi dădeam 5 minute, 10 minute și eu jucam la 3, la 2. Adevărul este că n-am avut probleme la blitz, tot timpul aveam un nivel foarte ridicat și drept dovadă, unul dintre cele mai bune rezultatele mele europene a fost la blitz. M-au ajutat foarte mult aceste lucruri. Bine, eu oricum și la clasic jucam blitz, că tot așa făceam și eu, rămâneam cu 30 de secunde pe ceas. Și la fel este și ea, foarte bine zis. Am înțeles. Nu știu cum să o pe partea, calmăm. Am înțeles. Cum păi, să o mai calmăm. Știi cum e, acum cu vârsta o să te obișnuiești să te... Nu eram eu, stăteam, să știi, la șah clasic, stăteam până la ultimele minute, jucam mult, ieșeam ultima din sală, dar și când rămâneam fără timp, aveam butonul de switch, treceam de la classic style la blitz și cumva reușeam să supraviețuiesc cu niște emoții extraordinare și probabil vorba lui Daniel, multe kilograme pierdute. Dar, și puse la loc la masă, da, după aceea. Mâncam bine.
Da, da, unii jucători, prieteni de-ai mei, au considerat că dacă fac șah, atunci vor slăbi în timpul partidei. Nu e chiar așa, adică trebuie să faci și efort fizic pentru asta. Unde sper să ajungi tu cu șahul pe viitor? Sunt curioasă. În primul rând, aș dori să ajung campioană națională cu elul mai mare decât am acum. Și să joc cât mai bine șah, ca să foarte pot frumos să mai avansezi. Da. Așa este, Eva. Progresul personal pe care îl ai făcând o diferență cu tine însuți dintr-un anumit punct până într-un alt punct este cel mai important și este cel care, de fapt, ne ajută cel mai bine să progresăm. Eu îți mulțumesc frumos, îți țin pumne pentru următoarele competiții. Îi mulțumim și bunicului pentru prezență și pentru susținere. Așa, bunici ca dumneavoastră să tot avem, da, să ne ajute să participăm și să ne antrenăm mai departe. Am fost și la alte turnee. Și sperăm să ne vedem în cantonamente. Cu siguranță. Cred că după locul ăsta... Da, da, ne... da, 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 deci și eu cred că și a fost o luptă de jucătoare, vreo 10 jucătoare din toate. Care foarte, aveau șanse foarte mari, bune, toate, da, foarte, da, foarte, da, foarte multe și bune și trebuie să le păstrăm, să avem grijă de ele, da. Aș putea spune că așa putere de joc, forță așa. La această vârstă deja e impresionant și pe viitor va fi și mai bine, numai să le și păstrăm, să avem grijă de ele. Depinde și să... Depinde și de ajutorul dat și de... Da. Și de voința ei, voința și alte ei, lucruri. Da. Să știți că, vă spun, în experiență, cu cât grupa este mai puternică, cu atât este mai bine și pentru tine. Pentru că astfel va fi, vei simți că ai motiv să progresezi. Dacă câștigi lejer și nu este nevoie să depui de efort, atunci te mai culci și pe ureche și automat este mai greu. Pentru că automat faci raportarea cu fetele de la categoria ta de vârstă. Da. Și atunci... Da. Îți urăm mult succes, vă mulțumim frumos. Mulțumim. Mulțumim, o seară bună. Succes la Rapid și Blitz. Da. Mulțumim. Ți-aș propune să ne întoarcem la partidele, dacă mai avem partide care sunt încă în curs în momentul de față. Da, aici am găsit niște partide, nu prea mai avem. Opa, pardon. Atunci ar trebui să încerc să mă uit la rezultate. În momentul de față avem la... Da, nu prea avem partide la... Cred că... Uite. Cred că... A, ba da, uite. A, nu e live, s-a terminat, bun. Mintău, Ogneanu, wow, ce final va fi aici. Cred că vor sta mult și bine. Știi că acest final a fost câștigat de Carson împotriva lui Lam Yervin, nu? I-a dat șah turn. Și, atenție mare, Polgar Judit, cred că a câștigat acest final împotriva cuiva, chiar cu un nume mare. Sunt două, trei excepții în care poți pierde, să iei șah turn și e tricky. Mai ales cu nebunul, mi se pare că e un mai pic greu. Cam greu, da, pentru că cu nebunul e mai ușor de câștigat decât cu calul. Sincer să fiu, turn nebun contra turn este un final care îmi dă coșmaruri mie. Nu, deci am pierdut finalul ăsta, deși l-am studiat de vreo trei ori cu mari maestri și nu reușesc să-l țin. Știu teoria? Dar sunt prea multe excepții în care poți să pierzi și intru direct în ele. Uh-huh. Uite, aș porni cu fetele de 8 ani pentru că am clasamentul de mâine. Da, poți să citești un pic clasamentul. Au câștigat, eu o să mai dau pe partide între timp. Au câștigat până în momentul de față la categoria de fete 8 ani Avram Corbu Ioana, Stănică Maria, deci au două din două în momentul de față, Stoica Melina Teodora, Anistoroi Maria. Până aici avem două puncte și apoi un punct jumate avem pentru Teodorescu Sofia Maria și voi cu Adelina Maria. Un punct pentru văduva Anemona Raisa, Bălana Anastasia, Grigore Melania și Burtumac Maia,
Constantin Ciuntu, Ane Sofie, Gavrilă, Anastasia, Maria, Omer, Sofia. Categoria de 8 ani, rapid, au câștigat următorii cu 2 puncte din 2, fiind mai mulți o să mă opresc la strict copiii care au 2 din 2, Covaci Balaș, Cazacu Iustin Nicolas, Aposturare Ștefan, Varabiescu Petru, Otvos Mihnea Andrei, Mihail Albert, Poștină Vladimir Ioan, Pasca Alexandru Gabriel, Daniel, scuzați, Bălan Vladimir, Răileanu Rafael Constantin, Petrovai Iosif, Șuteu Cătălin Mihai, Savu Mihai Andrei, o secundă, de ce n-am mărit eu de la început? Da, ai mai făcut. Asta, da. Da, Ionita, da. Mario, toți Alexandru. Cu 2 puncte? Da, toți sunt cu 2 puncte. La categoria de fete 10 ani. Sunați la 112, e mutarea 112 la Ognean cu Mintău, este singura partidă live. Nu vreau să fiu în pielea lui Mintău neapărat dacă pierde această partidă, dar cred că va ține remiza totuși. Să știi că eu alte informații nu mai am, așa că cred că încet, încet trebuie să ne retragem pentru ziua de astăzi. Eu i-aș invita pe cei să urmărească ultima partidă pe internet și noi vom reveni mâine cu practic un nou start, deoarece astăzi a fost o zi obositoare și pentru jucători și pentru noi. Mâine vom reveni cu forțe proaspete, nu? Și vom studia partidele care vor fi în desfășurare. Se pare că nu corespunde neapărat numele de pe live cu ce ne-am uitat. Ne cerem scuze. În cazul în care au existat diferențe între ce a fost cu adevărat și ce am văzut noi pe ecran, repetăm, este dificil pentru șah rapid și blitz să ținem pasul cu tablele DGT și organizarea lor. Avem câteva mesaje de felicitări pentru organizare și comentariu. Vă mulțumim frumos tuturor, doamna Aurelia, domnul Gabriel Puia, vă mulțumim domnul Gabriel Obadă pentru ajutor, domnul Panainte, doamna Stella. Domnul Panainte Daniel sau? Nu, domnul Panainte. Ah, Panainte, ok. Am crezut că e Panainte Daniel de la, e de aici, din zonă, nu? E din Năvodari, un chiar organizator și bun prieten de al meu. Și sufletul unei mișcări noi în zonă. Extraordinare, da. Doamna Elena, vă mulțumim frumos, domnul Eugen, Cristian, tuturor celor care au fost alături de noi. Ia să vedem dacă pe YouTube le ratez ceva. Dragoș, pe care l-am avut la început. Și mai ales aș vrea să citesc un mesaj. Ia, chiar ai ce spus crezi? La final că avem un mesaj, m-ai făcut curios. Mi-a dispărut un mesaj. Ah, înseamnă că nu era politică corect? Stai, era un mesaj foarte frumos, dar nu mai apare. Vezi că așa am pățit și atunci când era da, mesajul domnului Rudolf, Cetăraș. Da, și domnul Cetăraș, da. Stai așa, că trebuie. Nu, efectiv, era un mesaj foarte frumos. Eu, între timp, nu pot să spun că savurez neapărat ceea ce se întâmplă la această tablă, dar se joacă în continuare, e luptă mare. Negru este singurul care reușește să greșească în această poziție. Ce se întâmplă, Mădălina, în acest caz? Dacă Mintău face 50 de mutări și nu va solicita remiză, arbitrii au voie să intervină de-abia la mutarea 75. După 75 de mutări. Și cum se face această solicitare? Practic, va trebui să pună stop și va trebui să întrebe câte mutări s-au făcut, moment în care arbitru va verifica. Mai ales pentru live este simplu, deoarece apar mutările și este foarte ușor pentru arbitru să vadă dacă au trecut sau nu cele 75 de mutări. Mai complicat este când partida nu este live și arbitru, după terminarea celorlalte partide, trebuie să vină cu pixul să noteze partida, oprește ceasul, se uită la numărul de mutări, dacă ceasul oferă această posibilitate. Și oferă, aceste DGT-uri roșii îți oferă posibilitatea să verifici inclusiv asta. În felul acesta,
Da, se poate verifica, se dar poate trebuie verifica. Să solicite jucătorul care este în apărare. Pe scurt, era un mesaj foarte frumos în care erau felicitați atât organizatorii cât și și noi eram felicitați și se spunea despre unul dintre copilași care are 2 medalii deja, pe care îl felicităm. Îmi pare foarte rău, nu pot să-mi explic cum mi-a dispărut mesajul, dar ne bucurăm când avem mesajele dumneavoastră. Aveam o singură completare legată de acest comentariu. Fără cei din echipa care se află lângă noi, practic nu ar fi nimic. Deci vrem să-i salutăm și pe ei, deși nu se văd, dar sunt aici constant și lucrează alături de noi să ne facă să devenim tot mai buni pe zi ce trece, așa că îi salutăm și pe ei, nu le dăm numele, sunt oameni importanți, dar îi lăsăm pe spectatori să-i cunoască dacă vor. Echipa oamenilor care lucrează în acest sens este una foarte mare și fără niciun dintre ei nu am fi putut, nici n-am vrea să ratăm pe cineva. De aceea e mai simplu să mulțumim în general. Și în mod cert, tot ceea ce vedeți are în spate o echipă. Așa că noi și împreună cu echipa noastră vom reveni mâine de la ora 10 pentru a urmări continuarea campionatului național de șah rapid pentru copii și juniori de la Eforie Nord. O seară plăcută să aveți! Pe mâine!